Cred că tocmai am cunoscut un tip care îmi place. Vorbesc serios. Rare ori mi se întâmplă chestia asta. De fapt, aproape niciodată. Sunt la petrecerea asta la care m-a târât Maia pentru că venea nu știu ce prietenă care era prietenă cu iubita fostul ei iubit și vrea să... Mă rog, nu asta e povestea. Ce vreau eu să vă zic e că am cunoscut un tip. Înalt, brunet, cu ochi așa, cum să vă zic. Foarte frumos, care s-a îndreptat spre mine și mi-a zis... Salut. Și mi-a cerut să dansăm. Eu nu dansez, i-am zis, pentru că nu vreau să creadă că sunt interesată și am ignorat zâmbetul. Atunci el mi-a zis, ok, da, ce zici dacă ieșim pe terasă să vorbim? Iar eu am crezut că o să leșim, pentru că atât de departe nu ajunsesem cu bărbat niciodată în viața mea. Inima era să-mi sară din piept și tot ce am putut să fac era să mă holbez la el. Și în toată această învălmășală de trăiri intense, câteva minute mai târziu, mi-am dat seama că am început să amețesc. Fapt care se putea transforma într-o tragicomedie de toată frumusețea. Mă și vedeam, leșinând inertă și greoaie în brațele domnului Salut, care s-ar fi străduit să mă readucă la viață, printr-un sărut franțuzesc, prin respirație gură la gură. De fapt, nici asta nu e metoda. În cel mai probabil caz aș fi primit o pereche de palme. Ca să primi situația asta, m-a ridicat cu indiferență jucată și am venit la baie. Slavă Domnului că nu era ocupat. Sunt roșie ca o pătlăgică bine coaptă. Parcă și globul ocular îmi este roșu. Unde mai pui că mâinile îmi tremură de parcă am omorât pe cineva. Iar stomacul are în el un gol încât să cap o minge de fotbal. Ce să fac? Ce să fac? Cum să fac? De ce stau aici ca idiota? Degajată, indiferent, o să-l întreb ceva. Dar ce? Că asta e, că habar n-am cum să intri în vorbă cu un posibil iubit. M-am decis. O să fiu spontană. O să mă las în voia sorții. Ba nu. Brusc, mi se pare prea complicat. De fapt, e prea complicat să intri într-o relație cu cineva. Mai bine singură și liniștită, vorba Maiei. Inteligența mea a scăzut spre minus infinit, deci toată chestia asta nu are cum să-mi facă prea mult bine. L-am căutat din priviri. Ce naiba, nu mai era, plecase. Plecase.